Plictiseala o relație, de ce apare și cum o putem depăși? Relațiile lungi traversează mai multe provocări, iar una dintre cele mai mari este reprezentată de rutină. Majoritatea cuplurilor experimentează la un moment dat senzația de plictiseală în relație. Dar de ce se instalează monotonia în cuplu și mai ales ce putem face pentru a reduce la viață relația? Fiecare cuplu are rutina sa, însă este foarte bine să existe un echilibru între distracție, spontaneitate și rutină. Cu alte cuvinte, este în regulă să avem tabieturile noastre în relație, dar, din când în când, este bine să facem loc noului și neprevăzutului. Așa că am pregătit pentru voi și o listă despre capcanele care conduc la instalarea monotoniei în cuplu și mai ales cum le putem depăși. În primul rând, comunicarea excesivă și mai puțin eficientă. Ai grijă de energia relației. Atunci când avem tendința de a povesti partenerului de viață toate nimicurile din viața noastră, iar peste acestea adăugăm și frustrările, momentele neplăcute din zi, tonul morocănos și lamentările, aducem de fapt energii negative în cuplu. Celălalt este lângă noi să ne susțină, dar ar putea fi mai bine să îi cerem ajutorul atunci când avem cu adevărat nevoie. Pentru oricine este greu să asculte mereu o persoană care se tot plânge, chiar și noi înșine ne tolerăm uneori cu greutate propriile gânduri și ne acuzăm că ne plângem prea mult în loc să acționăm. Așadar, atenție la subiectele de discuție din cuplu. În plus, și liniștea are rolul său într-o relație. În al doilea rând, tendința de renunțare la romantism. Ieși din zona de confort. Astfel spus, devenim prea comozi, începând de la aspectul fizic și culminând cu acțiunile în doi. Măcar săptămânal plănuiți acțiuni romantice, un timp de calitate petrecut în doi, poate o mică surpriză de orice fel pentru partenerul de viață. În al treilea rând, micile minciuni sau omisiuni. Ce e bine de făcut este să comunici sincer. Micile minciuni pot crește neîncrederea din cuplu, iar evitarea de a spune ceea ce simțim sau dorim poate conduce la rupturi în comunicare. Celălalt nu ne poate citi gândurile, de aceea comunicarea sinceră și adoptarea unui ton mai blând poate ajuta enorm în restabilirea conexiunii în cuplu. În al patrulea rând, relația este monotonă pentru că și viața ta a devenit astfel. Atunci când în viața noastră personală intervine rutina și toate zilele trec la fel, riscul de a transpune monotonia și în relația de cuplu devine mare, căci și în raport cu partenerul de viață vom tinde să facem mereu aceleași și aceleași lucruri. Când realizați că ați ajuns într-o astfel de situație, reevaluați dacă există loc de schimbare, atât în viața personală, cât mai ales în relație, unde puteți aduce puțină noutate prin mici surprize, ieșiți într-un weekend, aveți o activitate plăcută în doi, sau realizați lucruri pe care nu le-ați mai realizat până acum. În al cincilea rând, alegerea greșită și sinceritatea față de propriile nevoi emoționale. Această situație apare atunci când ne-am avântat în relație din alte motive decât acela că partenerul de viață ne-a atras cu adevărat. Fie ați intrat în relație din dorința de a vindeca rănile după plecarea fostului partener, fie fugeați de singurătate sau efectiv aveați alte nevoi și persoana care vă stă acum alături v-a apărut în drum. În aceste situații, monotonia în relație va apărea dacă nu găsiți în partener ceea ce căutați cu adevărat, valorile de cuplu care vă reprezintă și în funcție de care ar fi trebuit să acceptați un partener în viața voastră. Așadar, în această situație, relația se poate duce spre ruptură. Sper că v-au fost de folos aceste sfaturi, eu vă mulțumesc pentru toată atenția și vă doresc o zi minunată!